Astăzi vom încerca niște curse în GTA 5 care au, atenție, 100.000 de dislike-uri. Asta înseamnă că sunt printre cele mai nașpe hărți din această joacă. Așa că, Coștine, obișnuiește-te cu gândul că... Serios? Bă? Serios? Jur că nu am văzut! Doamne, iartă-mă! Bă, până o să ne enervăm, nu uitați să intrați și voi pe ovitanu.ro dacă vreți cel mai tare mărci din România sau din... Hai de firmă! Ce zic eu din România, din galaxia asta, de pentru mâine. Că... Serios? Nu pot... Ai luat checkpoint-ul? Nu pot să cred că n-ai luat checkpoint-ul. Nu pot să cred că ai sărit. Bă, mă, lași, eu încă nu înțeleg pe unde trebuie să o iau. Of. Ok, pe aici trebuie să o iau, pe trebuie să mergi din prima, mă. Ce șmechere pe aici. Gata, mă, prea ușor. Ai, noroi. Aleu. Ce ușor deci, e, mă. Hărțile astea nu au degeaba foarte multe dislike-uri, vă zic de pe acum. Am ajuns la concluzia că cine dă dislike am dă pe bună dreptate în mare parte. Uite-te, mă, la el cu trecut. Mă bate cu știni, da, stai, ce? A, bun, bun și așa rău. El știa deja obstacolele, bă. Păi știam pentru că eu am mai căzut odată aici. Apropo, Coștini, la 4000 de like-uri o să postăm următorul episod. Adică ce vrei să spui? Următorul episod de GTA, adică că noi adică postăm zilnic pe 4 ești canale. Ești un plantelin de ăla? Da, mă, da, exact. Ce canale ai tu, mă? Oh, canalul mă, că le găsiți neagră. În descriere, mă. Canalul Dunăre Marea De ce te-ai neagră, băgat în mine că m-ai ajutat? Ia uite, am rămas. Am rămas, sigur! Bine, Coștini! Bă, vă dați seama că o să încerc pe cât de mult posibil să fac cursele astea, cât de bine pot eu, pentru că sunt șanse să fie asta imposibile. Ideea, șpa. Deci sper să nu fie imposibile, sper să... Mamă, dar chiar că e greu, bă! Și mă așa greu, m-am bușit. Până acum nu m-ar face harta asta să-i dau dislike momentan, sincer. Pe mine mă face. Deși au foarte multe gen, au super multe dislike-uri și extrem de puține like-uri. Bă, pe mine mă face, știi de ce? Pentru că are rampe de astea de nu știu eu să am înțeles, am înțeles. Și Coștini, în total sunt 100.000 de dislike-uri. Tu îți dai seama că 100.000 de oameni aproximativ au stat să dea dislike, atât de rău le-a fost pe hărțile astea. Păi da, mă, dar uite mă ce scrie aici jos. Ce scrie? Ce scrie în dreapta? Scrie în stânga acolo, autoparcur hard. Bă, fără de alea, bă, fără de alea, fără de alea, fără de alea. Așa scrie pe hartă. Mamă, stai așa că nu-i ca în tendrin, că pe aici e greu, Coștini. Hai că e greu dacă e. Ce ne-ai zis, mă, că trebuie să rămân pe rampele alea mici? Bă, nu-i neapărat greu aici, numai că mașina asta, sincer, nu se controlează prea fain, de ce să vă mint? Păi tu ai trecut, mă, de asta, cum adică nu-i neapărat greu? Păi nu-i greu, aia zic. Dacă am trecut, nu? Încerca să o dai cu mine. Nu pot să cred. Mamă, nu pot să cred că am trecut bine, mă. Bă, le-ai zis la oameni că vinzi urinic? Nu, de ce? De ce mi-l vând? Stai, de ce? Nu, a, bine, așa e adevărat, bă. Nu mi-a stricat un nou PC pentru că ăsta e varză. Toată ziua așa mi se oprește. Nu, bă, fără de ele. Asta este, rămânem și cu un drinic sau ceva. Dar nu, mă, că mi-l dai tu pe altul, ce tot atâta. Îți dau PC-ul meu, fii atent, 200 de milioane. 200 de milioane și tu ai dat pe el 60. 8 milioane am dat. Aia zic. 8 milioane am dat pe o plăcuță de RAM. Mă, dar cum... Bă, ce le dă cu... Nu pot să cred. Știi câte plăcuțe de RAM am? Una. 8. A, bun. 8 ori 8, 48. Nu, 8 plăcuțe de 32 am. Ok, nu. Vezi că adică eu deja m-am blocat aici, lasă tu plăcuțele. Adică câți RAM crezi că am? 8 plăcuțe de 32, da? Cât, păi da, 8 ori 32, 42. Da, nu? Bravo. Nu pot, dar nu pot să trec aici. Lasă-mă cu matematica acum că-s la... Bă, sunt 8 checkpoint-uri. Ce? Okay. Mamă, frate, dar... Bă, dar explică și mie, tu la rampa așa. Asta, într-o parte așa. Așa. Ai sărit direct la checkpoint sau te-ai oprit și după te duci mai departe? Nu mai știu despre care vorbești. Și atunci de ce mai lăsați vorbesc până la final? Tu niciodată nu mai știi despre ce vorbesc. Păi stai, mă rog, cu memoria. Stai că mă pot uita după tine să văd unde ești. Așa, la ești pe spirală, așa. Da. Păi nu, la sfârșit acolo trebuie să pui frână. Ce mamă! Frână, mă, pus frână. Am pus bine. Frână. Am vrut să sar așa. Bă, eu acolo am pus frână acum, ți-am zis. Am pus frână și nu e suficientă viteză ca să sară pe toate ale. Bă, la mine și-o luat din prima, odată ce am adică rămas ce acolo. Să spui, mă, că eu sunt că ești slab. Și tu ești primul. Nu vreau să zic că ești pilaf. Mă, dar nu înțeleg cum trebuie să sară aici și am pus odată super aproape. Vezi că sunt curios, sincer sunt curios dacă hărțile astea o să ne facă și pe noi să le dăm dislike sau nu. Chiar bă, sunt curios. Bă, chiar nu pot să trec, adică nu știu cum să zic. Păi știu, da, la tine mă aștept. Să-mi dai 200 de milioane pe PC-ul ăsta, că e și inflație și de-astea. Așa. Și să stă procesorul în 10% și placa video în 3%. Aia zic, în timp ce te joci GTA este. Da. Bă, e PC bun așa. Ți-o mai zis cineva?
Da, îl vrei? 200 de da, milioane. Da, vreau. Bă, dar aici nu se poate, bă, să treci. Lasă-mă în pace. De 200 de milioane, tu faci 500 de milioane pe zi. Dăm 200 de milioane. Bă, nu, sincer, aici nu-i combinație. De ce să vă mint? Bă, nu-i combinație deloc, că mă apucă nervii deja, că m-am plecat. Vezi că și pe mine încet mă apucă nervii, că-s blocat la checkpoint-ul cât era? Deci fii atent, plouă afară și mă duc să plâng în ploaie dacă... Bă, la mine e chiar soare, nu știu. Deci fii antenă, la mine ninge, la Coștinii niciun stres. Păi la mine e soare, la Coștinii plouă. Eu m-am dus și am făcut grătar la plajă. Nu, cred că vremea se duce cumva de la mine la tine, bă, Coștinii, bă, deci obișnuiește-te cu zăpada de acum încolo. Bă, dar înțelege și tu un lucru. Tu stai în România. Așa. Și eu stau în Dubai. Așa. Nu e normal ca la mine să fie cald și frumos și la tine să tocmai fie ploaie. Tocmai ai zis că e ploaie la tine și eu am zis că la mine e cald. Pentru că aici să dă drumul la ploaie o dată pe zi. A, am înțeles. Da, mă. Să se ude pateul și ăstea, a? Da, mă, să crească pateul. Am înțeles. Bă, dar acum... Voi n-aveți pateu acolo în România? Nu, mă, eu nu știu ce e aia pateu. Aici nu mai pateu mâncăm. Vii și tu aici unde sunt eu, nu, te rog, deci ca să... Nu, deci efectiv, deci rampa asta e imposibilă. Da, mă, acolo e imposibil, nu aici unde sunt eu. Ia suficientă viteză, da, mă, și mă ai, faci, că mă nu faci să caut comanda la cituri, să trec. Aolo, nu. Nu cred că apelez la așa ceva. Nu, deci oficial aici e imposibil. Ia că trec. Fii antenă. Bă, am mai testat, am mai făcut-o de vreo două ori și acum o trec. Bă, asta e secretul meu, mă, secretul vieții mele. Am sărit peste checkpoint, Coștinii. Bravo! Coștinii era acolo, erau niște slow-uri din alea și am zis că nu mai contează, nu trebuie să pun frână, că dacă e slow. Și nu a fost slow, a fost seacă. Tu ești cam bun, domnule Pandalini. Dar nu mă, că am învățat cum trebuie să fac, mă. Efectiv trebuie să nu mai iau curbă într-un punct. Doamne, iartă-mă. Pentru cine se întreabă în momentul ăsta, Coștinii își caută cheaturile. Ia, uite, bă, stă pe loc. Dacă e imposibil, frate, nu știu viteză, mă bagă speed, acum ia să vezi. Doamne, își caută cheaturi ca să treacă de checkpoint-ul ăla. Da, și eu am descoperit secretul succesului. Dacă pun pauză la episod, în următoarea încercare fac rampa, fiți antenă. Deci știți antenă că acum, nu, de fapt, acum mă prefac că am pus pauză, fii antenă, dar de fapt nu pun pauză. Și fii antenă de nu o fac. Ia uite-o. Gata, m-am făcut-o. Cred că am prins schema, fiți antenă, gata. Nu, nici nu mai discutăm. Trebuie să facem exact așa, fiți antenă. Mamă, am sărit perfect pe a doua. Mamă, nici pe a doua n-am mai sărit. Fii antenă că am urcat iară. Coștinii și-au găsit codurile. Ți-ai găsit cheaturile? Nu, frate, ce-i? Am înțeles, o să treacă și Coștinii, deci. Waypoint. Bine, m-am trecut. Și că waypoint, nu pot să cred. Bine, mă, că nu pot să cred că am un obstacol de la cum ai și tu acum, numai că pare mai ușor, sincer. Ia stai că vreau să văd unde e Coștia acum. Unde ești, mă? Stai, mă, că ajung acum, frate. Nu te-ai teleportat unde trebuie, este? Pa da, mă, cum? Ia. Unde ești? Stai că nu te văd. Că m-a ai dispărut de pe hartă complet. Nu știu unde m-a dat, mă. Nu pot să cred, ieși de pe hartă. Ia, da, apare iar. Am trecut, mă, apare iar pe hartă. Mă, unde ești, mă? Nu a trecut, deci de trecut clar, nu a trecut. Am trecut. Îl bat și tu. Pe cum ai trecut că eu sunt aici? Auzi, mă, ia, știi ceva? Stai că vin acum la tine. Stai că sunt aer acum. Ia vino acum. Ia. Vin. Hai că vii dacă e. Stai, mă, așa. Mă, dar ce trebuie să fac aici la modul serios? Cad din aer, stai. Asta e viața. Nu mai să. Hai că nu mai să. Ia, uite-l. Hai că vii dacă e. Ce faci? Nu-ți merg cheaturile, Coștinii? Ce faci? Bă, da. Vezi că nu-i combinație deloc aici unde sunt eu acum, bă. Ce să facă și Coștinii, bă? Hai, ce faci? Îl ba cheaturile, bă, degeaba se chinuie el. Bă, frate, că nu le-am mai folosit de mult am pe astea. Am înțeles. Și că nu le-am mai folosit de mult. Vrei să-ți wanted? Bă, ce? Dă-mă wanted dacă ești maker și ce? De fapt, nu mersi că poate vine elicoptere pe mine sau ceva. Nu știu dacă pot, bă. Vedeți, bă, cu cine mă joc, bă? Mă lasă că nu-s de alea adevărate, de alea și ca să înțelegeți, când mă bate Coștinii, când îmi dă DNF, de fapt asta se întâmplă. Mă, da. Sunt cheaturi false, bă. Realistic vorbind, eu nu știu ce trebuie să fac aici, sincer. Știi ce-mi spune? Nu sare suficient de tare. Bă, piper care ești? Mă, ce, da, mă? Tu cred că rămâi doar în urmă, ce faci? Îl bat, mă, frate, cheaturile? Că mi-am făcut setările, mă, gata. Doamne, iartă-mă. Nu doar că nu ia checkpoint-ul, a rămas mai în urmă acum. Nu mai, mă, că ești gata, acum te rup. Bă, dar aici cred că e o schemă, că nu sare mașina suficient de... Mă, oare de asta are dislike-uri, mă? Ce? Dar nu, mă, că cine... Păi, dar mașina mea sare, mă. Dar numai că cineva o da și like în viața asta, deci cine o da like, nu o da like degeaba, nu? Adică bă, a avut un motiv. Acolo. Uite, mă, așa trebuie făcut, mă. Nu, mă, eu zic că se poate face chestia asta sincer, numai că e greu. Unde, rău. Mă? Ai, mă, fă și tu. Eu te tot văd blocat undeva pe hartă unde nu e nimic.
Nu înțeleg. Bă, nu, că mă enervezi. A, bă, da, uite-te, vă, la spirală? Tu da. N-ai făcut spirala, mă? Ia, ești, mă, în aer. Nu. Bă, s-au stricat cheat-urile în seamă, frate, că mă mai teleportează unde trebuie. Aoleu! Nu teleportat înapoi, cred că au pierdut un checkpoint. A, nu știu ce s-a... Nu, n-am pierdut nimica. Mamă, e oficial pentru prima oară când îl dă înapoi harta. Nu m-a dat înapoi, paleta. Nu pot să cred, am sărit. Bine, mă, Vițane, ești bun așa, dar nu ești căutat. De la spirala spiralată. Mamă, cât de greu, uai. De spirala spiralată. Aparent ăstea-s... Mamă. Deci ăstea-s hărți imposibile să înțeleg? Oare așa trebuie făcut mai aici? Vezi că încă nu i-am dat de cap la asta. Adică ce vrei să spui? Nu-ți poți imagina cât de greu e și tu încă n-ai ajuns aici cu știinii. Cum mă n-am ajuns, mă? Păi nu te văd. Ia unde-i? Ia acum? Ia uite, l-a ajuns și el. L-a ajuns și el. Aici m-am chinuit jumătate de oră cu știinii. Unde ești tu acum? Aoleu! L-a ajuns și el, bă. Aici? A. Da, mă, să aici. No, hai. Dar aici trebuie să o faci din prima. Stai, ajungi tu la mine acum? Aici trebuie să sărim din prima la toate nu astea? Nu pot să... Bă, dar ave... nu, fii antenă, de aici încolo ce? Nu mai ai voie cu cheat-uri. Nu mai mă, gata, ce ai? Deci am zis că las în pace până ajunge la mine, dar să nu mă depășești așa ilegal da, că... de astea, mă. Bă, dar mă știi pe mine că mă joc, eu am trecut pe bune, gen. Nu, aici e posibil, imposibil. Am trecut o singură dată, deci posibil este. Dar vezi că după aia e... Mai, bă, de ce stă pe loc? Bă, vezi, fără de alea. Nu stă. Fără de alea, coștinii. Nu mă înțeleg cu ăsta, mă. Am sărit, mă, nu vezi că am sărit. Da, uite, și eu tot așa sar. Bă, mă, lași, trebuie să sar din prima, ca fapt divers. Dacă te oprești pe a doua, n-ai făcut nimic. Și cumva trebuie să prinzi viteză, ceva de genul ăsta. Eu de asta tot încerc să fac așa, că mai prind viteză în plus. Bă, bă, câine care ești? Bă, câine, am zis că n-ai voie. Nu-l iau, bă, nu-l iau. Nu pot să cred, doamne. Am văzut să râd un pic de tine. Da, bine, realistic, chiar ai fi putut să-l iei pe bune cu boost-ul de la mine, gen. Ah, da, mamă. Păi stai, mă, stai că-mi dau astea la zero. Bă, nu înțeleg cum am trecut, mă, frate, înainte. Doamne, că n-am ținut minte cum am făcut Ia, ajută-mă, ia ține și tu un boost acolo în față. Ce boost, mă? Așa ceva. Hai. Ia, poate prin viteză de la tine, mai știi? Ia. Iar o trecut, mă. Bă, chiar era să prind, nu pot să cred. E simplu. Bravo. Să treci aici. Da, mă, da, e simplu. Bă, el, bune, el și-a băgat de asta spec de viteză, bă. Ia. Bă, l-am spus, bă. Ia, hai, sări. Păi stai să vezi. Nu, serios, hai, mergi, că iau boost-ul de la tine. Poate chiar mă ajută. Da, fii atent, eu chiar trec, uite. Nu pot să cred că chiar m-a ajutat. Ha! Mai devreme aproape trecusem, mă, pe bune zici, nu mai aveam ăla. Chiar am trecut eu, Coștini. Bă, dar aici cum se trece, frate meleu? Mamă, deci am înțeles de ce are dislike-uri, deși harta e destul de interesantă, doar că e super grea. Scrie și în titlu că e hard, acum nu poți să dai cu hei dacă îți zice până și în titlu. Pandamia. Da, mă, da, repede. Am înțeles. Deci este destul de greu să nimeresc asta, dar și când nimerești. Ia vezi că trec iară, fiți antenă de nu fac pe asta, de data asta o distrug. Nu treci. Mamă, bă, dar e greu rău de tot. Tu ai fost până aici măcar să vezi despre ce e vorba? Nu, mă, trebuie să nimerești un tunel imposibil. Și din nou. Bă, uite, mașina mi-a stricat-o. Ai făcut pană. El stă să-și facă singur pană pe episodul meu. Bă, dar nu te mai băga, că îți dau kick. Îi dau kick de pe server. Fii atent ce fac. Deci nu știu cum. Hai că vin să-mi iau bucul. Nu, bă, nu. Uită-te și tu cum am rămas, mă, dar n-am suficientă viteză. Ia uite, mă, la el ce încearcă, am ajuns amândoi pe asta. Ia, mă, ia. Am înțeles, aparent nu-i suficient timp, da. Fii antenă cu știinii, așa, du-te tu în față, te rog, fii băiat de treabă. Nu, nu vreau. Hai, te rog, după tine, așa, mă, așa, mă, nu mă, fără cituri, mă. Vezi că nu ți-a dat de ăla. Bă, poate săream, dar... Iau rămas! Hai că e rău, păi ce... Cum, bă? Da, hai că ai trecut dacă e. Mă jur, pe ce vrei tu că am trecut pe bune? Păi imposibil dacă să sar de pe a doua, pe a treia, n-ai cum. Mă jur bă, este trecut. Testat științific. Mamă. Oricum nu treci mai încolo, nici cu cituri păi nu treci mai încolo. Asta zic și eu, că nu treci. Bine, hai să ne exagerăm, adevărat. Ia că mă învață Coștinii cum se face, ia zi. Așa, ți pe 8 și ce faci?
când sari. Aha, și nici măcar nu atingi, despre asta îți explicam eu. Da, pe bune, atunci chiar a mers, adică pe bune că n-ai, cum uite-te, nu, deci dacă te oprești n-ai nicio șansă, bă, fii antenă. Chiar mi-am scos alea, adică pe bune. Deci, da, 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 pe bune, uite. Mă, deci am observat că... Înapoi, nu, mai nu, nu, nu. Am observat că pe a doua putem să sărim super ușor. Ia, fii antenă, cum fac? Nu faci. Nu poți să crezi, uită-te și tu la limită, bă. Da, am învățat care e schema, fii antenă de nu ce, fac trebuie acum. Trebuie să mergi pe verde sau ce? Ce verde, mă? Nu, pur și simplu, uite, merg așa un pic pe diagonală, fac un cerc așa și prin viteză mare. Mă, chiar merge, what? Ok, de am învățat schema. Atunci, ca lumea, bă, oficial, frate. Am învățat schema, Coștinii. Am învățat schema, dar... Deci, nu pot să cred, nu, 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 bă, dacă rămâneam pe ăsta măcar, bă... Aolo, n-aveți idee cât de grea e cursa asta. Cred că o să fac efectiv o serie din playlist-ul ăsta. Că e teroare, deci așa se face aici. I-am dat de cap pur și simplu. Aparent... Uite, mie nu mi-a dat gușter de la... Nu pot să cred, iar am sărit. Mamă, i-am dat de cap cu știne, am învățat cum se face. Îți dai seama? Da, mă, da, ești vreun șmecher tu. Nu pot să cred, acum m-am dus prea mult, bă. Acum o fac, mă, fii antenă, fii antenă, fii antenă. Este șansa șanselor mele. E șansa ta, ești dar nu e a ta. Aproape despre ce vorbim. Acum o fac, mă, mamă, mamă, ce bubuie da, pe aici. Ai auzit bubuie, acum, bubuie, stai, stai că vin acum și eu că uită-te fac și tu. Bă, da, sincer am observat că sare prea tare, nu înțeleg. Deși măcar am descoperit schema, deja stăm, cred că, de 20 de minute la checkpoint-ul ăsta. Ia, mă, ia, tu poți să sari? Ia să vedem, iară sare Coștinii, bă. Nu sare, mă. Vezi că ai fost cam aproape, ținând cont cât de departe, da. Cât de aproape ai fost de fapt. Mi-am băgat ia uite aici, ia uite aici. Mi-am băgat norocul, am frate, înțeles, bine, o vițane, bine. Și de aici, vin. De aici, dacă ar fi Coștinii. Ia, mamă, m-ai ridicat în două, mi-ai dat boost. Ieși, mă. Nu pot să cred că m-ai aruncat bine. Mi-ai dat boost-ul necesar ca să sar acolo, Coștinii. Nu pot să crezi, am sărit și bine. Bă, dacă mi-au bani în cumpertul al GTA? Nu, chiar nu. Eu chiar am zis la Coștinii să nu joace cu cituri acum. Treaba lui? Riscul meseriei? Mamă, nu pot să cred. Gata, bă, l-am luat! Exact în secunda aia am vrut să pun stop la filmare. Și mă, că l-ai luat pe veni... Da, mă! Și ai venit și te-ai izbit de mine și mi-ai dat viteză. Cu mine că te-am ajutat, bă, eu, da, unde mă? Trebuie să sar? Stai că nu înțeleg. A, trebuie să pun frâna acolo sus? Da, mă, da, hai că nu-i greu. Bă, deci nu pot să cred, a fost șocantă treaba aia, jur. Da, mă, noroc că te-am ajutat, eu, lasă. Bă, stimă și respect, nu să zic. Bă, da, o trecut, nu pot să cred, nu pot să cred, ce câine de om. Ce, mă? Da, ai trecut și tu pe bune, așa ai? Da. Da, mă, da, știu că tu ești bun la jocul ăsta. Da, deci fii atent, am apăsat pe F5. Așa. Și după am dat de două ori pe... Și tu teleportai la checkpoint. Da, mă, nu știu cum, dar cred că era ceva de la hartă, știi? Am înțeles. Doamne, iartă-mă. Asta, mă, noi trebuie să rămânem acolo. Trebuie să rămâi fix acolo, dar nu înțeleg cum, sincer, că mi se duce mașina. Nu, nu, nu. Mă, fi bă câine cu mine, mă. Nu mă bag să câștig cursa, că n-am fost în stare. Ok, ok, chiar. Bă, da, nu știu despre ce să vorbim. Acum eu încerc totuși să termin cursa pe bune. Și vezi că am sărit acolo, dar n-am luat niciun checkpoint, deci mai avem și boost-uri. Și acum o să sar ori prea tare, ori prea încet, așa se întâmplă. Serios. Trebuie să sar dintr-o spirală în altă spirală. Bă, tu el a rămas acolo, mă. Spiralați, bă. Da, 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 exact despre ea e vorba. Da, nu? Deci trebuie să sar dintr-o spirală în altă spirală. M-am sărit, doamne. Nu pot să cred că n-ai nimerit rampa. Nu am nimerit rampa. Doamne. Ok, deci stai așa că acum măcar știu cât de cât ce am de făcut, doar că nu știu unde este săritura. Este la cartă, fi spirala asta. Am înțeles, am sărit exact peste, bă. Deci arta asta înțeleg clar de ce și-o luat dislike-urile, deși eu sincer nu i-aș da dislike moment. Da, adevărat, cu cheat-uri eu zic că o faci ușor. Bă, serios, mă, acolo își bate efectiv joc. Nu știi ce faci. Eu zic că cu cheat-uri e destul de ușor, așa e? Bă, nu-i chiar de sigur că trebuie să fii atent, să nu te prindă. Așa e? E mai greu și cu cheat-urile astea, nici cheat-urile nu mai știu ce au fost. Momentul meu. Acum aș dă cheat din ăla de rămâne lipit de pereți. Dar nu te ajută, vezi că nu te ajută, că la un moment dat trebuie să sari. Fii antenă. Da, nu ai foarte mult de mers. E invers rampa. Nu, trebuie să mergi efectiv la fel, numai că coboară cumva. Păi de asta eram mic, mă. Da, mă, da, am auzit de tine, eram bun. Eram mic de la cumușitar. Fii antenă că am sărit pe a doua, presim că mai urmează câteva, nu știu de ce presimt eu așa.
Mamă, nu pot să cred că chiar am trecut, a fost atât de ușor, serios. Ai, bă, chiar ai trecut, mă. Aparent a fost doar alea două și atâta. Nu, uite-te, să nu zici că îmi bag cheat-uri, că trec pe bune. Păi, adevărul e că și contează la ce cont. El trece pe bune, bă, am căzut. Am înțeles. Bă, aici sincer nu pare exagerat de greu, dar pare exagerat de enervant că sunt 100. Serios, în ce m-am lovit, frate? Sunt 100 de checkpoint-uri, nu de checkpoint-uri, de obstacole la fel. Și cred că mai bine cad așa, efectiv, pe cu roțile în sus. Hai, Cuștine, ai luat și tu checkpoint-ul? Da, mă, acum îl iau, iată. Aha, pe bune l-ai luat, nu? Nu, 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 mă, te rog, pe bune, că n-am mai băgat. Ha, nu mai băgat, bă. Da, durează ceva aici. Chiar te chinui să le iei ca lumea? Da, mă. Da, mă. Parcă văd că acum termină harta, zice... Ai luat de din greșeală, bă, dar n-am vrut. Vezi că poate chiar îți dai TP din greșeală la final. Nu-mi dau, mă, că n-auzi că le-am scos. Da, mă, da. Le-am scos. Doamne, nu are încredere în mine. Îți dai seama că de acum pe fiecare cursă pe care o să mă bați vreodată o să zic că ai codul și nu o să accept că m-ai bătut. Bă, n-auzi, mă, că nu am. Bă, nu pot să cred, e finish-ul. Eu acum realizez că e finish-ul. Niște parole. Da, da, fix ultima e grea, nu pot să cred. Bun, vrei deci... să iau eu? Fără parole, nu, nu vreau să iei tu, pentru că am luat-o din prima, bine, mă! Ești, mă, despre asta vorbim și terminăm cursa cu spatele, bine, Costea! Și avem a doua cursă, Coștinii, te invit să plecăm. Nu contează atât de mult cine-i primul, pentru că oricum o să fie... E practic am același lucru, doar că cu motociclete. Deci o să fie... A, da? Serios, unde trebuie să mergem? Acolo. Hai, mă, pot să cred. Nu pot să cred! Ce-i înțeleg pe, pe deplin de ce harta asta are dislike-uri. Și deci sincer să fiu, cred că o să apelăm la teleportul tău. Dar ce? Nu înțeleg. Unde e? Care e faza? Și cred că checkpoint-ul e în aer, în ceruri. Și trebuie să zburăm la el. Cum e o rampă acolo? Unde, mă? Se vede, e o rampă undeva. Nu înțeleg unde vede rampă. Se și vede că checkpoint-ul e pe platformă. Exact. Și cum ajungi tu pe platforma aia? Ei, nu știu, pe în oraș. Nu, zic eu, zburând. Că de asta avem rampa aici. Nu poți să zbori până acolo, asta e clar. Ba, eu cred că pot să zbor, sincer. Nu cred că pot să zbor până acolo. Ba, eu cred că pot să zbor, din n-ai păcate. Cum aici. Bă, realistic vorbind, nu știu cum... Adică eu înțeleg că zbori cu motorul, dar... Cum zbori mai sus decât ești deja? Adică poți să mergi ca avioanele direct? Dar tu unde te-ai dus, mă? Acum parcă vezi că se zice că lua checkpoint-ul. Bun, deci cam așa funcționează. Problema e că trebuie să luăm și... Bă, da, nu, mă. Deci buratul cu motociclete mie încă mi se pare oarecum science fiction. Mamă, am și murit. Ha, deci prima hartă, sincer, nota 10 nu chiar poate, nu merită nu dislike. În schimb, harta asta, bă, chiar de la primul checkpoint să spună așa, e un pic cam bătaie de bat jocură. Nu poți să sari până acolo, bă. Zici tu că nu... Pe cum ai dedus? N-ai cum. Bă, deci zic eu 100% că se poate. Problema este... Că eu trebuie să reușesc să merg drept cu motorul, ceea ce nu pot. Bun, deci trebuie să stau în aer, dar trebuie să stau drept. Uite, uite-l cum zboară. Dar e foarte greu să-l menții drept, bă, frate, bă! Deci fiți antenă că am prins cât de cât schema, în schimb totuși e aproximativ imposibil. Deci trebuie să sărim ceva de genul ăsta. Am reușit să ajung destul de departe, uite așa se face cu Coștinii. Trebuie să rămâi efectiv în aer mult și bine. Problema e că eu nu știu cum fac curbă, uite, eu tot fac stânga. Și nu-i bine, mă distanțez prea tare de checkpoint. Eu nu știu cum te aruncă pe tine așa sus, frate. Păi nu mă aruncă, mă, trebuie să zbor, uite, zboară, puiule! Uitați-vă unde, până unde am ajuns, bă, uitați-vă numai că nu sunt atât de departe. Problema e că nu știu cum iau curbă. Coștinii, am ajuns la platforma aia, dar a, nu știu. Că vine acum să te trag de mână. Nu pot să cred. Bă, dar nu-i checkpoint-ul aici, unde-i, bă, checkpoint-ul? Bă, da, nu pot să cred. Cap, bă. Coștinii, am ajuns la platformă, dar nu știu cum aterizez pe ea, Coștinii! Mama, mi se face rău! Ce-ți băgat cheat-uri? Nu pot să cred! Bă, mă, lași... Cad în gol, oficial, am pierdut-o controlul. Bă, am ajuns la... Am trecut de platformă, n-am reușit să aterizez pe ea, bă! Ia, vezi că și eu pot! Doamne, nu pot să cred! Vezi că mă duc... A, m-a sucit. Deci, dovada că se poate, bă, dar n-am putut să iau curbă, frate meleu! Uite așa, mă, măcar asta. Uite, deja încep să învăț cât de cât. E mai greu cu curbele, dacă era efectiv drum drept, era lejer de vară. Da, uite că încet. E, beleaua, bă, au pierdut controlul iară. Ia vezi că ajung, nu pot să cred exact când să-i dau. Stai așa. Mame, a spart. Deci acum sunt efectiv sub platformă. Aolo, iară pierd controlul exact aici la platformă. Bă, frate, bă.
Ai, mă, bine, mă, că se dă peste cap, bă, frate. Eu nu înțeleg cum pot controla. Am ajuns acum sub platformă. M-am dus, Coștin, eu m-am dus. Eu mă tot duc. Eu mă tot duc pe toată harta. Mă duc la următorul obstacol. Nu pot să cred până unde am ajuns. Merg tot orașul, toată harta, așa, cu capul în jos. Da, mai bine îmi dau respawn sinker. Fii antenă, fii antenă, fii antenă. Mamă, s-a aproape, dar am pierdut iară controlul fix aici, lângă asta. Nu pot să cred. Nu pot să... Am atins. Am atins, am mers la un milimetru de platformă, Coștini. Nu mai da, pot să nebun. Da, chiar așa greu să te poprești pe ea. Nu, e imposibil, nu e greu. Deci, efectiv, am trecut la un milimetru pe sub ea. Trebuia doar să mă mai ridic un milimetru și reușeam să mă opresc. Ce părere ai tu despre asta? Bă, un milimetru, fiți antenă că o fac de data asta. Uită-te cum mă apropii de ea și iar acum când mă apropii... Uită-te. Că zbor! Iară pierd controlul, mă, dar nu înțeleg ce e în aer aici. E deci, efectiv... Bermudelor, bă. Nu, deci nu înțeleg. Efectiv, când ajung aici lângă platformă, o ia ăsta razna. Fii antenă de nu trec, fii antenă. Mamă, mamă, da, nu mă, pot să trec. Cred. Iar mamă, rămâi. Nu rămâne, mă. Bă, unde am rămas? Nu-ți poți imagina. Era să cad efectiv pe rampele alea de lângă platformă. Bă, și am căzut efectiv în apă. E antenă că-s pe traiectoria corectă în momentul ăsta. Și acum iară când filmăm, am pierdut traiectoria. Nu pot să cred, am pierdut traiectoria cu Coștinii. Ia vezi. Rămâi! Exact, bă, în checkpoint. Am atins apa pentru o secundă, bă. Bă, am... Am căzut exact pe checkpoint, bă. Nu pot să cred că am reușit asta, bă. Mamă, deci n-aveți idee. Adică vedeți și voi că ne chinuim de 20 de minute, dar e mai greu decât pare, sincer. Ai atins apa? Ia zi, mă. Am înțeles care e faza, bă. Care e, bă, faza? Curenții marini. Așa. Te duc în speranță, deci tu trebuie să sari drept. Așa. Păi da, eu asta încerc. Eu cam așa săream, sincer, destul de drept, că oricum el făcea curbă de numai. Păi da, te duce mereu curentul marin. Doamne, și doar nu crede ei cu următorul checkpoint o să fie mai ușor sau ceva. Te-a zis că e la fel, că m-am dus până acolo. Nu, nu e la fel, gen, așa am crezut și eu, dar nu. Mai ai câteva checkpoint-uri de luat foarte greu și numai după aia cred că ne pune să zburăm iarăși. Bun. Mamă, deci nu mă las până nu termin harta asta, jur, dacă am ajuns până aici, trebuie să o terminăm, obligat, forțat. Bun, am ajuns pe primul container și de aici ce fac? Nimic. Că nu cred că pot să ajung pe al doilea. Am înțeles. Trebuie să sărim pe 1, 2, 3, 4, 5 containere. Și mi se... Păi, marin, pandaline. Moare fără să facă nimic pe containerele astea. Păi da, de ce întâi? Doamne, fii antenă, cam altă idee. Bă, dar motorul ăsta deja nu-l mai suport. Ideea mea este următoarea, să-mi iau viteză maximă și poate mă aruncă direct în checkpoint. Eu încă șocat că am reușit să fac săritura aia, Coștin, eu zis că o ajuns și el destul de aproape la un moment dat. Aproape rotetă, da, n-a reușit. Deci cumva i-o dat și el de cap puțin. Dacă mai urlă un pic alarma aia, nebunesc, cred că. Mamă, 21 de minute, un checkpoint, bă, 1, bă. Bă, dar ce are, mă, de nu mai merge deloc acum? Eu nu înțeleg. Nu se înțeleg niciodată cum funcționează containerele astea, jur. Eu nu înțeleg niciodată de ce câteodată îmi sucește motocicleta Ferrari. Doamne, și câteodată deloc. Da, nu știu, deci zburatul cu motocicleta în jocul ăsta e incredibil de greu, credeți-mă. E mult mai greu decât pare. Și mă aruncă total random. Opa, am sărit iar pe primul, ok. Și de pe primul cum ajung eu pe ăsta? Că dacă îmi sar prea așa cu așa mă omoară. Cred că trebuie să sar direct, sincer. Ba, ia uite cum mers. Mamă, aproape am sărit pe al doilea, deci cumva se poate, da? Nu vom ști niciodată, cred că cum. Ultima încercare și luăm iar o pauză, probabil încă de vreo 20 de minute. Opa! Opa, vezi că am sărit pe două. Deci se poate. Mamă, da, sună alarme aici, Coștin, într-un hal. La mine mă caută. Bun. Mamă, sunt două alarme aici care sună. Nu pot să cred. Mai am un container, Coștin, și iau checkpoint-ul. Bine! Bine, mă, aia zic, l-am luat și pe ăsta. Deci oficial, sincer, realistic vorbind, cred că e cea mai grea cursă pe care am făcut-o în viața mea asta. Prima a fost joacă de copii, efectiv. Mamă, nu nimeresc, trebuie doar să merg drept și nu reușesc. Nu am mai făcut până acum niciodată o cursă de gen... Bă, ce are, mă, dar de ce cad mereu exact la milimetru în dreapta? De ce niciodată în stânga? A, am înțeles, asta a fost stânga. Coștine, vii și tu pe la mine pe aici sau... Stai, mă, că acum vin, mă vezi? Da, zbor. te văd, zbori, aha, te-am văzut. Nu pot să cred că o ricoșat. Ghiși ce, după asta trebuie să mai zburăm o tură.
Dar acum, sincer, nu mai pare chiar atât de greu, nici nu pare atât de departe. Deci cu puțin noroc e mai greu să pun aici frână decât să zbor pe acolo, sincer. Adam, îl sucește! Îl sucește pe el, bă, pe mine nu m-a sucit. Aoleu! Deci, efectiv, mă enervează mai mult chestiile astea decât să zbor. Uite, luna, bă. Da, mă, da, sigur. Sincer. Da, mă, da. Uite, păi nu puteam să pun frână. Bun, am pus frână aici. Și aici nu pare foarte ortodox. Ba, aparent a fost super ușor. Și am mai luat un check. Hopa. N-am văzut efectiv alea. Doamne, am nebunit. Bun, aici trebuie să mergem cumva așa de... Nu cred că e chiar imposibil. Aolo, trebuie să coborâm pe ele. Trebuie să mă duc Ferrari din prima, cred că. A, dar stai, chiar ai nasol cu frânele aici. Mamă, deci motocicleta în jocul ăsta se comportă atât de dubios. Mă, deci în toate GTA-urile. Ce cu timerele astea, mă? A, ai ajuns tu acolo. Te urc așa random pe ele? Da, ceva de genul ăla. What? Mamă, cât de greu. Bă, dar ce are mai aici? Ok. Trebuie să fim efectiv drept și cu viteză. Bun, acum problema e că dau să cad, deci dăm cu spatele. Aici trebuie să merg încetuți. Ai ajuns și tu acolo pe bune, bă, este? Da, mă, da. Aia zic. Am învățat și Coștinii să zboare cu motocicletele. Și cu puțin noroc aici o să cad, bineînțeles. Încetele astea pe care le am, mi-a dat un tutorial, learn to fly, știi? Aha, to fly with motorcicle, a? Da. Bine, mă, l-am luat și pe ăsta. Și oficial sunt la 5 din 6, Coștinii. De ce nu știi ce te-ai chinuit atâta la containerele alea că am terminat? Nu m-am chinuit chiar, atâta, dar a fost greu. Bă, dar nu mai sunt stare să zbor oficial, motorul meu nu cred că mai poate după atâta. Dar sirenele alea nu putem să le spargem? Nu cred că putem. Mă spar la cap de numai. Mica sirenă. Acum trebuie să zbor. Bă, chiar că e mică. Bă, dar chiar că se comportă diferit, ai jur. Ce? Deci nu mai zboară la fel motorul aici. Da, pentru că acolo era curentul de la plajă. Zic să știi că jur că era altcumva. Mamă, deci trebuie să rămânem pe platforma aia, care e mai mică și mai departe decât părea. Părea sincer mai aproape inițial. Deci am trecut la containere din prima și nu sunt stare să trec aici la chestiile astea. Așa, bun. Așa, dar nu mai pot să zbor. O să revin peste jumătate de oră. Ba, am ajuns aproape de data asta, sincer. Ia uite, chiar sunt destul de aproape. Și vezi că și pe traiectoria corectă. Mamă, fii antenă de nu fac, Coștinii. Nu o faci. Coștinii? Ce vrei, mă? Coștinii, am făcut-o! Și după cum vedeți, o dura cât un minut. Efectiv, nu pot să cred, bă. Deci, sincer, nu am fost în viața mea atât de mândru că am făcut o hartă de GTA, mândru. Bă. Mamă, stai așa, că aici cred că zburăm și aici. Deci nu pot să cred că am făcut-o din câteva încercări pe aia. Bine, Coștinii, el se bate încă acolo în spate un picuț. Bun, aici, sincer... Nu prea înțeleg eu cum ar trebui să fac un motorul spirale. Da, cred că ne descurcăm noi cum putem mai bine. Ia să încerc eu o manevră aici. Că m-am învățat cu zburatul. Cred că rămânem la zburat, frate. Doamne, ferește, mă disperă pasarela. Te disperă asta. Rău de tot? Pasarela? Ce-i mă cu păsările? A, Hai, dă și tu te pești, încearcă acolo la zburătură. Nu vreau, mă, n-auzi că vreau. A, cred că am înțeles aici cum trebuie să fac. Deci asta oricum îi joacă de copii spirala, în cel mai rău caz o iau motamos și, sau din noroc și tot o iau cumva. Deci trebuie să fiu... Ok. Vezi că am înțeles cât de că cum funcționează. Bun. Bă! Am înțeles, dar nu prea sincer. Tu nu ai idee cât de greu e să faci o spirală cu motocicleta. Adică ce vrei să spui? Că e greu să faci spirală? Acum. Dar tu unde ești? Ok, la spirală. Dar nu te mai văd pe hartă deloc. Nici eu nu te văd pe tine. Ai dispărut, gata, au ieșit Coștinii din cursă. Ok, oficial cred că o să încerc să fac așa, sincer. Deci, sincer, cred că e mai ușor în situația de față să zbor cu motorul până la finish. Așa am ajuns, bă. Am trecut de finish, bă. Trebuia mai sus, frate meleu. Am ajuns până pe a treia spirală. Sau unde am ajuns? Fiți antenă. Gata, bă, am făcut-o normal. Fără zburătorie, fără nimic. Bine, mă, despre asta vorbim. Deci nu am fost în viața mea atât de mândru. Bine, Coștinii, mă bucur pentru tine. Vreau să văd pe unde ești, sincer. Vreau să încerci și tu o singură dată, măcar. Așa, să te văd. Gândește-te că am făcut-o din câteva încercări. L-a sucit. Stai, încerc să rămân. Stimă și respect, oficial, n-aș zice că merită dislike nici harta asta, dar chiar a fost cea mai grea hartă pe care eu am terminat-o personal. Da, scam face nerv, dar... Uite că totuși am terminat-o în 30 de minute, nu a fost nici exagerat.
Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați de Ligian și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!